am fost elev la școala Remind și am învățat despre libertate. Mereu am fost pasionat de revoluție și am vrut să aflu cât mai multe. Am întrebat 2000 de oameni ce simt legat de revoluție în diferite locuri. Fiecare om care a venit în Remind Mapping să ne povestească ne-a transmis ce a simțit el, lumina lui. Ne-am însușit atât de puțin și ei au trăit atât de mult. Nu știu, doar când vezi câtă pasiune pun sau cum povestesc despre ce au simțit sau când aduc acolo un obiect de atunci. E, nu știu, ca și când ai aduce din trecut tot ce s-a întâmplat acolo, mi se pare foarte emoționant. Proiectul Remind Mapping de anul acesta se numește Memoria Omului și Memoria Lumii. E un proiect care încearcă să reconstituie poveștile locului legate de ce s-a întâmplat în decembrie 1989 aici. Atunci când a avut loc prima ediție a proiectului, se împlineau 30 de ani de la Revoluție. Și așa s-a născut ideea proiectului, am continuat-o acum deschizând ideea către alte orașe din România care au ieșit în stradă după Timișoara. Sunt orașele create de comunism care au ieșit în stradă împotriva comunismului. Colaborarea cea mai importantă pentru noi este colaborarea cu Memorialul Revoluției din Timișoara, loc în care suntem și acum, loc unde ar trebui să se adune toate poveștile. Și sunt foarte multe povești care merită să fie auzite, altfel se vor pierde. Ce facem noi? Scoatem poveștile la lumină. Cred că, de fapt, e despre a nu se stinge lumina care a pornit în 1989 pentru a ține via amintirea, ca oamenii să știe că s-au întâmplat niște lucruri la Revoluție, a fost foarte greu, a fost o luptă, un sacrificiu și trebuie să păstrăm și să avem grijă de ce avem acum. A fost ceva nou. Mă aștept la un feedback pozitiv pentru că, nu știu, e totul foarte colorat și în primul rând atrage atenția și e și ceva un pic mai diferit. Și în weekend-uri mi se pare foarte, foarte fain să vii aici pentru că ai elevi de liceu, ai și profesori, ai și o atmosferă foarte faină și vii pur și simplu și creezi și e incredibil. Lumina suntem noi. Noi suntem lumina când ne conectăm unii de alții. Eu împreună cu Cristi Pavelescu am fost participați în edițiile trecute ca artiști invitați și am creat noi murale. În această ediție am fost invitați ca dascăli. Ca acest proiect să devină și mai educativ, da, am propus să desenăm în curtea liceului. Și am diseminat artele murale. Dacă au început aici cu mozaic și cu ceramic, au continuat pe ziduri cu pictură murală, cu stencil. Pentru mulți dintre noi a fost ceva nou, faptul că am lucrat pe dimensiune atât de mare. Și a fost plăcut cumva și colaborarea asta între studenți și elevi, pentru că și elevii au lucrat în comun cu noi. Foarte fain pentru experiența asta, să zic, am muncit câteva zile bune până seara, dar mi-a plăcut foarte mult. Un proiect foarte bine venit pentru că urmărește chiar implicarea comunității. În acest caz este vorba despre dialogul, comunicarea, lucru în echipă între elevii liceului de artă și studenții facultății de artă. Și practic, pentru copii, în primul rând, sunt niște bune practici, niște competențe realmente câștigate, iar pentru comunitate, spațiul public realmente primește o nouă dimensiune și este un punct, un reper și un semnal până la urmă de a implica copiii, nu neapărat cei pe profil vocațional, în comunitate. Am avut experiențe, momente, la sigur rămas amintiri pe toată viața și e la fel ca gardul plin de culori. Îți dă experiență, în primul rând, cunoști lucruri noi și chiar îți faci primești emoții plăcute. Toți ar trebui să încerce măcar o dată viață, indiferent de domeniul în care lucrează, să participe la lucrul unei murale sau să lucrul unui mozaic sau sculptură sau orice altceva, pentru că e altfel, e
îți stimulează partea creativă a creierului într-un mod absolut incredibil. Arta te construiește și te pozitivează și prin ea cumva te regăsești și regăsești lucruri care poate nu știai că le ai. Atelierele de astăzi se leagă foarte specific de spații și de ceea ce găsim în spațiul respectiv. Am început cu o citire ghidată, dacă i-am spune așa, deci o citire ghidată a spațiului pe care Claudiu Cobilanski și Ana Kun, doi artiști care lucrează extrem de mult cu text și care lucrează cumva în zona asta de text de propagandă, semnalistică de fabrică, texte motivaționale și care au făcut o scurtă introducere vis-a-vis de felul în care trebuie să înțelegem un spațiu de tipul ăsta și ce anume putem extrage dintr-un spațiu de tipul ăsta. Scopul ar fi fost să înțeleg ce s-a întâmplat cu acest spațiu și ce se va întâmpla cu acest spațiu. Acum nu știu dacă au reușit, dacă am reușit să le transmitem, dar văd că lucrează. Ia uite, ia cum se tehnici inovative, ok? Astea au fost făcute în 1870 și nu știu cât, îți dai seama, generații de bunici. Toate aceste săli unde au lucrat ei, na, se vor transforma în multiplexity. Un centru de artă și tehnologie, în care să se producă proiecte, să se prototipeze, în care să se scaleze aceste proiecte și care să fie capabil să exporte artă produsă aici și practic cu aceste cursuri și cu aceste workshop-uri și mici intervenții pe care le facem, de fapt testăm posibilitățile și variantele pe care le avem de a crea conținut specific, folosindu-ne de fapt de ceea ce găsim la fața locului. Bienala a început în 2015 la inițiativa președintelui fundației, colecționarul și antreprenorul Ovidiu Șandor, cel care a crezut foarte mult într-un proiect care să reușească să dinamizeze puțin scena artistică din Timișoara, dar și să contribuie într-un sens mai larg la scena artistică din România. E foarte important felul în care Bienala se situează, nu doar în context internațional, ci și în relație cu țările din jurul României. De asemenea, un alt punct important e reactivarea asta a spațiilor mai neconvenționale din Timișoara, cel în care ne aflăm acum, Muzeul de Transporturi Corneliu Micloși, care e parte din proiectul Multiplex City. E unul dintre spațiile care a fost deschis publicului pentru prima dată cu un mare proiect în 2017 cu ocazia Bienalei. Cu siguranță medierea e unul dintre aspectele cele mai importante astăzi în toate instituțiile de artă și cred că e și un aspect care are o parte de inovare continuă. Pentru că, de fapt, dacă încercăm să creștem un public de când e tânăr, dar să nici nu ignorăm publicul adult, noi avem și programe special create pentru publicul adult, atunci ai cele mai mari șanse să ai un public fidel și care poate să ducă mai departe informațiile. Un tânăr care era la liceu în 2015, la prima ediție a Bienalei, a venit, a făcut voluntariat și ulterior a devenit parte a echipei de mediere, iar în acest moment este unul din mediatorii cei mai competenți. Cred că prin aceste exemple punctuale ne dăm seama mai bine de care e impactul pe termen lung. Dacă ar fi să mă uit așa la viitor, într-o variantă optimistă, cel mai mult cred că mi-ar plăcea să văd o recunoaștere adevărată a culturii în România, să văd că proiectele culturale sunt înțelese așa cum ar trebui, ca o rotiță esențială în tot ce înseamnă dezvoltarea umană și cred că dacă lecția pe care am învățat-o în urma capitalei culturale europene ar fi aceasta, rolul important pe care îl are cultura dincolo de orice festivism și dincolo de orice spectacol, rolul pe termen lung, asta ar fi ceva extrem, extrem de important.